Salutare, mă, băi și fete, ce faceți? Eu, domnul meu, este Webster2K. Bine v-am regăsit la un nou video de pe acest canal. Mă scuzați că nu am mai postat de aproape o săptămână, dar din păcate sunt ocupat în mare parte cu școala și când vin acasă de la școală nu prea mai am timp de nimica. Se face seară și sincer nu prea mai am timp de nimica. What the fuck? Și da, probabil ați observat o mică schimbare. Nu știu dacă e bine sau nu. Acum depinde de decizia voastră. Mi-am cumpărat niște căști noi deoarece căștile anterioare s-au stricat. Nu știu, cred că se aude puțin mai ciudat vocea mea. Adică nu cred că se aude mai ciudat, cam acesta este vocea mea și din realitate, din ce mi-au spus băieții pe Discord, adică nu prea văd diferențe de la vocea asta la vocea cealaltă. Acum nu știu, depinde. Spuneți-mi voi în comentarii că sincer sunt chiar foarte, foarte curios. Dar oricum, băieți, după cum puteți observa și în titlu, cam de asta am făcut eu video-ul acesta, ca să vă prezint un nou mod de FPS boost care vă oferă super, super multe FPS-uri. Adică dacă dăm noi un F8 și dăm pe overlay și merge la drop performance, putem observa că avem undeva pe 110 FPS-uri, ceea ce este destul de bine, dacă mă întrebați pe mine. Putem observa că și CPU și GPU stă destul de ok și temperatura de placa video este foarte, foarte ok. Acum depinde și de zonele pe unde mergeți. Dacă, nu știu, mergem undeva prin Paleto, putem observa că FPS-urile noastre au crescut cam 120-130, cam așa, dar acum, cum v-am spus, depinde de zona unde vă aflați. Sincer să fiu, mobi și fete, am stat ceva să caut niște fișiere, să le combin să se iasă acest mod de FPS boost. Din păcate, dacă doriți să aveți FPS-uri cât mai multe, va trebui să renunțați la Time Cycle, adică la modul de noapte, ceea ce îl face ilegal pe unele servere, dar acum eu v-aș recomanda din suflet, vedeți înainte să intrați pe un server dacă vă permite serverul să vă jucați cu acest mod de grafică sau nu, deoarece s-ar putea să luați bani pe server sau, în cel mai rău caz, pe 5M. Adică nu o să vă mai permită 5M-ul să jucați pe niciun server și pur și simplu va trebui să vă faceți alt cont, adică alt cont de Steam unde aveți al GTA 5 cumpărat. Dacă mergem noi, uite așa, puteți observa că nu mai avem ceață, ceea ce ne permite să avem un FPS foarte, foarte ridicat. Adică dacă dau drop performance, puteți observa că aproape am 200 FPS-uri, undeva pe la 170, cam așa, ceea ce este un lucru super, super bun. Dacă chiar doriți să aveți FPS-uri super, super mari, am scos modul de ceață, am modificat câteva setări din GTA 5 settings, adică din Citizen FX, am modificat odată în Citizen și bash-urile, modurile de iarbă, ca să nu mai fie atât de pronunțate iarba din GTA 5 și cea default consumă foarte, foarte mult, din păcate, ceea ce nu este un lucru chiar foarte bun dacă doriți să aveți peste 100 FPS-uri sau mai multe. Oricum, per total, după cum puteți observa, jocul s-a schimbat, adică nu mai este cel GTA 5 default. Este așa, îi dă o textură mai, nu știu, mai cartoon, așa, deoarece nu mai sunt texturile atât de calitative, dar dacă doriți un număr de FPS-uri foarte, foarte mari, nu prea aveți cum să aveți și calitate și FPS-uri foarte, foarte mari. Asta este un dezavantaj la 5M, deoarece nu prea este optimizat deloc. Dar oricum, băieți, haideți că am povestit destul și haideți să trecem la instalarea acestui mod de FPS boost. Bun, băi și fete, am trecut pe desktop și după cum puteți observa, avem o nouă arhivă, 6K 5M FPS Boost. Pur și simplu o deschidem, după cum puteți observa, nu are foarte, foarte mulți megabytes, are undeva pe la 158 de mega, ceea ce este destul de ok pentru un mod de FPS Boost. Odată ce am intrat în arhivă, putem observa că avem un folder unde conține două foldere, un Citizen și un Mods, după care o să intrăm în folderul cu 5M, în cazul de față eu l-am în GTA 5 5M, și o să mergem în folderul cu 5M Application Data, iar după care o să luăm folderul Citizen și o să-l tragem în folderul cu 5M Application Data. Iar după care o să dăm Replace the File in the Destination, dacă ne cere asta, bineînțeles. După care o să intrăm în folderul cu Mods și o să tragem din folderul cu Mods x64a.rpf. Ce este acest lucru.rpf? Modul care nu îți oferă umbre, adică toate umbrele o să fie pe off. O să aveți și această opțiune din titrele 5M-ului pentru a da shadows pe off. O să intrăm și imediat în joc pentru a vărta cele mai bune setări pentru performanță maximă în 5M. Deci pur și simplu tragem x64a.rpf în folderul mods. Bun, am revenit pe 5M și haideți să trecem la setările jocului. O să dăm ISQ și o să mergem la settings, după care la graphics, iar aici la DirectX version. Vă recomand să vă puneți DirectX 10, deoarece nu se mai încarcă atâtea props-uri. Ce înseamnă props-uri? Props-urile sunt pur și simplu revistele de pe jos, mizeria de pe jos, nu știu să zic așa, lucruri care zboară random, adică cum ați văzut și Sandy, sunt texturile pe nisip. Și voi, dacă puneți DirectX 10, o să dispară acele lucruri și influențează super, super
super mult FPS-urile, adică să meargă în sus cât mai mult. La rend resolution vă recomand rezoluția nativă, FXAA pe off, VSync pe off, pause game on focus loss pe off, toate cele trei chestii aici, population, variety, density și distance scaling, vă recomand să puneți densitatea în stânga, adică cea mai mică. La extended texture budget vă recomand să vă jucați puțin aici, depinde de PC la PC, adică eu o pun asta de undeva pe la 5 ori, până am la video memory aproape 2 giga din 4 giga. Ce este acest extended texture budget? Este un mod nou adăugat de 5M care vă permite încărcarea texturilor mai rapid și este recomandat să vă țineți undeva pe la mijloc sau chiar și full, depinde acum de la PC la PC. Texture quality o să punem pe normal, shader quality pe normal, shadow quality avem opțiunea acum să punem pe off. Voi normal o să aveți opțiunea aceasta doar pe normal, dar cu modul .rpf din arhivă aveți opțiunea să puneți pe off. Reflection quality pe normal, water quality normal, particles quality pe normal, soft shadow sharp, post fix normal, anisotropic filtering pe off, iar ambient occlusion pe normal. Și cam acestea au fost setările din graphics, după care o să mergem la advanced graphics, unde nu este mare chestie. Vă recomand din suflet să vă puneți full screen exclusiv aici, nu Windows sau nu full screen. Full screen exclusiv este cel mai ok, rezoluția nativă sau chiar dacă aveți un PC foarte foarte slab, vă recomand să mergeți la aspect ratio, să vă puneți 4:3 și să scădeți undeva pe la 800x600 sau 1280x720. Aceste trei lucruri de aici o să le puneți pe off și extend distance scaling în stânga de tot. Deci mă băi și fete, cam acesta a fost modul de FPS boost. Sper că v-a plăcut videoul de astăzi. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă v-a plăcut videoul. Momentan, după cum puteți observa, avem undeva pe la 160 de FPS-uri, ceea ce este un lucru super, super bun. Nu uitați că arhiva o găsiți în descriere, mai exact pe Discord. Numele meu a fost Epsar 2K. Vă salut, pa, pa!